Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare o să descoperim cum putem investiga probleme specifice grupurilor și comunităților de apartenență. Primul pas este identificarea problemei. Problema este o situație nedorită, de ordin economico-financiar. Care este situația negativă ce vă afectează pe voi, adolescenții? Cum vă afectează această situație? Unde și când se manifestă și ce o determină? Ce consecințe are nerezolvarea ei? Iată setul de întrebări de la care pornim. Pasul al doilea este analiza atentă a problemei. Este problema prioritară? Își doresc elevii rezolvarea ei? Au mai existat proiecte pe această temă în școală? Ce schimbări va provoca? Cel de-al treilea pas este evaluarea capacității voastre de a rezolva problema. Atenție! Rezolvarea unor probleme necesită eforturi care uneori depășesc puterea voastră de acțiune. De aceea, trebuie să luați în calcul atunci când analizați problema identificată dacă există posibilitatea reală a reușitei proiectului. În fine, ultima etapă este luarea deciziei. Odată identificate mai multe probleme, ordonați-le în ordinea importanței lor și concentrați-vă asupra celei care necesită maximă atenție. Și iată patru posibile teme de proiect. Organizarea banchetului, importanța reclamelor asupra consumatorilor adolescenți, târgul de antreprenoriat din școala altfel și organizarea unui concurs pe teme de educație financiară. La revedere!